Bună la toată lumea! Iată-ne din nou, dragii mei, împreună astăzi. Mă bucur nespus că v-ați abonat în număr cât mai mare și vă aștept de asemenea o familie mult mai mare să vă abonați la canalul meu. Eu, cum știți, de obicei vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc tot binele din univers la toată lumea, toți cei care mă urmăriți și toți cei care îmi scrieți. Vă doresc să aveți parte de sănătate, de dragoste, de noroc și de tot binele din univers. Am văzut că vă place foarte mult etalările mele în capia. Astăzi m-am gândit să vă fac din nou o etalare generală la toate persoanele care mă urmăriți și la toți cei care vă place să mă vedeți ceea ce fac pentru voi și care vă încadrați în variantele care eu le prezint pentru voi. Bineînțeles că am pregătit și un bol cu bilețele, dragii mei, ca să extragem la sfârșitul citirii cât un bilețel ajutător, să vedem ce ne spun și bilețelele vis-a-vis de lectura noastră în cafea. Haideți să nu mai pierdem timpul, să începem. Voi toți cei care mă urmăriți, alegeți-vă prima variantă și a doua variantă. Eu voi începe ca de obicei cu prima variantă, să vedem ce spune zațul de cafea începând de astăzi până la sfârșitul lunii și de ce nu până pe data de 5 luna viitoare. Voi începe, bineînțeles, cu toarta, unde este casa fiecăruia și să vedem, dragii mei, ce ne arată zațul. Pentru unele persoane veți scăpa de un anumit necaz. Se vede că se duce un nor negru din casa dumneavoastră, da? Dacă sunteți persoane cu inițiala de A și G, vă spun cu siguranță că veți scăpa de niște probleme care dumneavoastră le-ați avut în viața dumneavoastră. Că ați avut probleme cu banii sau ați avut probleme în dragoste sau certuri sau scandaluri, dumneavoastră veți scăpa de aceste probleme cât de repede, într-un punct mic. Poate să fie o zi, o oră, o săptămână. Pentru alte persoane aveți un rac, o nehotărâre, aveți ceva de rezolvat și sunteți cam nehotărât, dați doi pași înainte și trei înapoi. Dar până la urmă eu văd că veți lua taurul de coarne și veți rezolva problemele care dumneavoastră le aveți la casa dumneavoastră. Pentru unele persoane care aveți un semn foarte mare de întrebare vis-a-vis de o inimă, asta ce vrea să însemne, referitor la dragoste, vă puneți multe, multe întrebări. Dacă aveți persoane în inima dumneavoastră cu inițiala de V, cu inițiala de I și cu inițiala de M, să știți că dumneavoastră, doamnelor, vă puneți întrebare referitor la acești bărbați, dacă vă apare aceste inițiale, ce să faceți în continuare, să duceți relația la bun sfârșit sau să nu o duceți. Eu văd că până la urmă veți lua o hotărâre destul de logică și veți face lumină în inima dumneavoastră. Pentru unele persoane, din nefericire, se vede ca și cum ar fi o furtună. Dragii mei, aveți grijă unde mergeți, ca nu cumva să vă prindă o furtună. Din nefericire, eu pot vedea aici, ar fi bine să nu se întâmple în realitate, dar s-ar putea să fie chiar un val tsunami. Doamne ferește, undeva prin lume să nu auzim cumva de un tsunami mare unde a făcut ravagii în urma lui, pentru că văd oameni care aleargă, oameni speriați, oameni care se urcă undeva pe o anumită clădire pentru că vine această apă învolburată. Dacă nu este un tsunami, cu siguranță, Doamne ferește, o să fie o inundație mare undeva în lume, ce știu eu, poate chiar în Turcia, pentru că văd oameni îmbrăcați cu haine din aștia lungi și cu pantaloni ca și șalvarii, poate, Doamne ferește, în Turcia sau în țările alea, ce știu, Iran, Irak, ceva de genul, ferească Dumnezeu. Se vede șase, cum ar fi la ora 6 sau 6 puncte, 6 zile, se va întâmpla acest lucru. Eu sper din suflet să nu se întâmple, ferească Dumnezeu, să ne apere Dumnezeu pe toți de rău. Pentru unele persoane apar un anumit trifoș și o găină mică. Asta înseamnă o numărătură de bani, bani. Dacă sunteți cu inițiala de U, inițiala de L și inițiala de A, în patru puncte, dragii mei, această găinușă mică apare la ușa dumneavoastră. O să aveți bani, dragii mei, cu bucurie. Banii ăștia vă intră în casă cu bucurie. Alte persoane văd că
aveți mare grijă cu alcoolul, pentru că văd doi bărbați care sunt într-o stare de ebrietate urâtă și se țin unul pe altul ca să meargă pe stradă, nu-și găsesc, cum să vă zic, echilibru, ca și cum ar fi bieți morți, da? Și văd că unul dintre ei chiar cade jos la pământ. Asta vrea să zic că, mai ales pentru persoanele cu inițiala de L, fiți foarte atenți cu alcoolul, nu beți până nu știți de voi, pentru că nu este bine, da? Se mai poate vedea... se mai poate vedea o caracatiță, dragii mei. În unele situații, cei care vă uitați aici și vă regăsiți, dacă sunteți cu inițiala de M și B, veți avea un ecaz, da? Caracatița de obicei are 8 sau 9 brațe, aceasta are doar 4. Văd că încă predomină acest necaz asupra dumneavoastră sau asupra casei dumneavoastră cu aceste brațe de caracatiță. Poate că nu știți, dar această caracatiță vine încet, încet către casele dumneavoastră și o să aveți un necaz, dragii mei. Aveți foarte mare grijă, da? Unele persoane ați scăpat de o anumită cruciuliță de boală, văd că v-ați recuperat, dacă ați avut o boală, ați umblat prin medici, ați făcut ceva anume și văd o rezolvare în situația acestei boli. Alte persoane, aveți ceva probleme la gât, Doamne ferește să nu vă răciți, să vă doară gâtul, mai văd și un dinte umflat, aveți grijă cu măselele, cu aerul, cu vântul de afară, nu cumva să vi se umfle la unele persoane măselele, la altele să aveți probleme la gât, ce știu eu. La unele persoane cu inițiala de G, da, se vede deasupra capului acestor persoane o lună, dar este o lună cam urâtă. Deci nu văd să fie o lună frumoasă. Asta ce poate să însemne? Că atunci când este lună plină, unele persoane cu inițiala de G vă schimbați comportamental, da? Deveniți poate mai agitați, Doamne, deveniți poate prea irascibili, nervoși, vă influențează. Asta vrea să zică că luna plină sau eclipsa de lună influențează unele persoane cu inițiala de G, vă dă anumite stări de irascibilitate, de nervi. A trebuit totuși, dacă știți lucrul ăsta, că luna vă influențează într-un mod sau altul, să luați ceva tratament de nervi, un ceai de tei, ceva ca să vă puteți calma, da? Din nefericire, în această cană, aparte, ce, în afara faptului că mi-a ieșit acest tsunami, văd că mai este un pod care se rupe undeva în lume. Iar îmi iese acest lucru. Sau poate să însemne că ceva în viața dumneavoastră se va rupe și nu o să mai puteți să-l faceți la loc. Știți cum se spune, lucrurile rupte rămân rupte. Se poate interpreta și așa, că se poate rupe o relație, o prietenie cu cineva anume, sau se poate rupe, ce știu eu, ceva în sufletul dumneavoastră, cum s-ar spune așa, da? Și nu o să mai aveți încredere în nimeni sau nu o să mai aveți încredere în persoana respectivă care v-a dezamăgit atât de tare încât s-a rupt acest pop. Sau, Doamne ferește, se poate interpreta că undeva în lume anume va fi o ruptură de pod. Din nefericire, eu văd aici mașini care cad jos, da? Acest pod este undeva la înălțime. Și eu asta văd, asta vă spun. Eu sper din suflet să nu se întâmple, v-am spus. Haideți să ne uităm și aici, unde este această încălcitură. Aici o să văd cifra 6, persoane cu inițiala de B, persoane cu inițiala de N și persoane cu inițiala de A. Un căluț frumos, o realizare în ceva anume, 6, pe data de 6, luna viitoare. Și bineînțeles, văd un Y, poate aveți legătură cu țări străine, plecați undeva, da? Și o să vă meargă bine. În mijlocul cănii, dragii mei, dacă vă arăt și dumneavoastră, se vede o inițială mare de G, poate puteți și dumneavoastră să o vedeți, această inițială mare, dacă o vedeți așa, dacă întorc cana așa, este un G foarte mare, predomină inițiala de G. Pe lângă acest G se vede un copilaș mic, poate că are legătură cu o femeie care are copii și se gândește foarte mult la acești copii. Mai este o inițială de M, da?
și o mică cruce. Veți scăpa de un necaz și de o nenorocire. Deasupra acestui G eu văd un văl, da? Ceva ascuns, ceva și în cifra 43. Poate că sărbătoriți persoane cu inițiala de G ziua nașterii dumneavoastră sau mergeți la o zi onomastică și veți avea o surpriză neașteptată. Puneți-vă o dorință, dragii mei, eu voi pune în mijlocul cănii, aici unde este inima fiecăruia, să vedem ce vă iese. A ieșit o inițială de A și semnul de la euro. Deci veți avea bani, persoanele cu M, cu A, cu G. Veți avea bani, dragii mei, da? Haideți să vă trag și un bilețel pentru varianta cu numărul 1, să vedem ce vrea să vă spună bilețelul nostru. Să nu mai gândiți negativ, da? Sau unele persoane sunteți încărcate negativ cu ceva anume. Poate toți cei care ați ales varianta numărul 1 aveți ceva încărcătură negativă, aveți ceva probleme, cu toate că mie în cană nu mi-a apărut, în afară de acea lună care vă influențează și bineînțeles acel tsunami și acel pod, nu mi-a apărut asupra unor persoane lucruri negative decât la persoanele cu inițiala de G, care eu v-am spus și nu mai știu ce inițială se vedea acolo, că luna vă influențează negativ. Poate că și gândurile dumneavoastră sunt negative. Încercați să vă echilibrați mental. Îmi vine câteodată greu să vorbesc în românește, având în vedere faptul că sunt de mulți ani aici în Italia. Să vă echilibrați mental ca lucrurile să se rezolve de la sine. Haideți, dragii mei, să vedem și pentru varianta numărul 2. Toți cei care v-ați ales această variantă, vedeți ce necaz mare pleacă din casa dumneavoastră la toți cei care, pentru că asta este casa, la toți cei care ați ales această variantă, vă veți elibera de un mare necaz, de o mare supărare, poate moartea cuiva, despărțirea de ceva, o supărare, cine știe ce, pentru că este un porc care acum stă cu capul în jos și iese afară din cana. Asta vrea să zică că vă eliberați de ceva care a fost foarte rău în viața dumneavoastră, în destinul dumneavoastră. Mai pot vedea o săgeată, primiți tot felul de vești, în special persoane cu inițiala de A. Se mai poate vedea un struț, care ăsta este un animal foarte bun când iese în capia. Asta poate să însemne o fericire anume pentru unele persoane. Drumuri cu reușită vă iese, dragii mei. Vă mai iese un semn de întrebare care vrea să zică că veți găsi răspuns la întrebările dumneavoastră vis-a-vis de o broscuță țestoasă care înseamnă reușită și realizare și cifra 14. Deci toate aceste lucruri vă vor purta dumneavoastră noroc în 14 zile, luna viitoare pe 14 veți avea reușită în ce doriți dumneavoastră să faceți. Haideți să vedem mai departe. Aici îmi apare 15, da? Poate să fie luna viitoare pe data de 15, persoane cu inițiala de L, de I, de R și dumneavoastră vă cade o reușită cu un trifoi, un trifoi foarte mare. Vă îndreptați către acest trifoi, către acest noroc, în 15 puncte, 15 zile sau pe data de 15, luna viitoare, vă veți îndrepta către acest trifoi. Unele persoane care aveți inițiala de A, de T, da? Și de R, vreți să faceți un drum, dar din nefericire acest drum se oprește. Veți avea blocaje la drumul ăsta, nu veți reuși să-l faceți, să-l duceți la bun sfârșit. Veți avea ceva blocaje și va trebui să vă întoarceți înapoi. Orică vă pierdeți documentele, orică nu aveți banii necesari, v-ați pus un plan și acolo se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Este chiar foarte bine că vă întoarceți înapoi și veți pleca altă dată, pentru că universul vă avertizează că dacă mergeați mai departe, aveați parte de ghinioane. Alte persoane
Aveți inimioare lângă dumneavoastră, asta înseamnă prieteni de nădejde, cu dragoste, cu bucurie, familia, prietenii. Se mai poate vedea o față de un bărbat care, ca și cum, Doamne ferește, a luat bătaie, are un ochi umflat. Pe capul acestui bărbat este inițiala de M, da? Acest bărbat are și un pic de mustață, este brunet. Orică dânsul s-a bătut cu cineva, ori Doamne ferește, a avut un accident la locul de muncă sau cine știe cum, pentru că are acest ochi pansat. Deci îi se întâmplă ceva la această persoană, da? Mai văd un iepuraș mic, unele persoane aveți o anumită frică de ceva, vă temeți de ceva anume și vreți să scăpați și nu știți cum. Eu vă spun să stați liniștiți, să nu vă fie frică, că oricum veți scăpa de toate problemele. Încă persistă acest iepuraș, îl țineți lângă dumneavoastră ca și cum frica dumneavoastră, frica de ceva anume, frica că nu veți face față la ceva anume, la o situație în dragoste, în familie, în viața de zi cu zi. Eu vă spun că în trei puncte veți scăpa de această frică, da? Și veți reuși să mergeți mai departe. Primiți vești, va apare un porumbel foarte frumos la unele persoane. Acest porumbel apare ca și cum vă vine o veste din partea universului la geamul dumneavoastră într-un punct și acest porumbel ca și cum ar duce ceva în cioc, da? Vă primiți vești bune. Dacă se referă la dragoste, primiți mesaje de la partener, de dragoste, de la parteneră. Dacă se referă la viața de zi cu zi, oricum sunt vești foarte bune. Aici se mai poate vedea un inel, da? Acest inel este pus pe o masă, veți afla de nunta cuiva sau chiar voi vă veți planifica, în special dacă sunteți persoane cu inițiala de R, inițiala de V, vă veți planifica logodna, nunta, ce știu eu, sau veți fi invitați undeva la o căsătorie, da? Mai pot să văd o prăpastie, aici la marginea prăpastiei stă o femeie care se uită în jos, da? Această femeie are părul lung, blond, da? Și ochii de culoare închisă. Această femeie are o inițială de L pe piciorul stâng, ca și cum această femeie se uită în jos la acest gol și spune: cum de-am scăpat eu de această situație? Chiar mă bucur că o scăpat această femeie, dacă vă regăsiți mă bucur. Ca și cum îi vine să creadă că nu s-o aruncat. Poate că a fost o femeie sau sunteți care ați vrut să vă luați viața, Doamne ferește, da? Și până la urmă ați realizat că faceți cea mai mare prostie și v-ați oprit. Se pare că în spatele acestei femei este o rază de lumină. Asta vrea să zică că îngerul păzitor a salvat-o pe această femeie de la acest necaz sau va salva și că ea se uită în jos la această prăpaste ca și cum se miră ea de ea însăși, cum de-am putut să fac așa ceva. Aveți mare grijă că orice greutăți în viață le putem depăși. Este adevărat că este dureros, trebuie să ne rugăm foarte mult la Divinitate, la Maica Domnului, la Domnul nostru Iisus Hristos, la toți îngerii și vom scăpa, dragii mei. Nimica nu este de nerezolvat. Aici mai pot vedea un 5, un 5 foarte mare, dar acest 5 stă călare pe, cum s-ar zice, pe o hintă, da? Se dă pe hintă, da? Cuța palinta, cum s-ar zice așa. Vrea să zică că cineva încearcă să se joace cu dumneavoastră, dar nu reușește, pentru că dându-se așa hinta palinta, se dă singur cu mintea lui, cu viața lui. Haideți, dragii mei, să vă puneți și dumneavoastră o dorință, să vedem ce vă spune zațul de cafea, da? Aici, dragii mei, v-a ieșit fain frumos o potcoavă, da? A ieșit un ursuleț mic, care înseamnă de bine, a ieșit cifra 1, această potcoavă și inițiala de C, dacă puteți dumneavoastră să vedeți acel C frumos, da? Mi se arată acest C, da? Și, bineînțeles, v-a ieșit și un trifoi. Toate persoanele care v-ați ales această variantă, în sufletul dumneavoastră va apărea ceva foarte frumos, care vă va încânta pe dumneavoastră și, bineînțeles, și cu noroc, fiind această potcoavă și acest trifoi. Haideți să tragem și pentru dumneavoastră un bilețel, să vedem ce vă spune
pentru varianta numărul 2, dragii mei. Uitați, vedeți, veți avea succes. Ceea ce eu am spus în mijlocul cănii, uitați că se arată succes. Vedeți, veți avea succes, dragii mei. Succes în anumite lucruri ale dumneavoastră personale sau, de ce nu, succes în dragoste, succes în viața de zi cu zi. Da? Eu mă opresc aici, vă pup dulce, vă îmbrățișez cu mare drag. Sper că și de data asta v-a plăcut această citire în cafea. Voi face cât de curând și cu oracolul îngerilor. L-am comandat și aștept să-mi apară, da? Eu vă pup și vă îmbrățișez din suflet. Vă doresc tot binele din univers, dragii mei. Rugați-vă mult mai mult la divinitate, la univers, la Domnul nostru Iisus Hristos și veți vedea că încet, încet vom scăpa de toate problemele. Vă pup și vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. La revedere, dragii mei!